Candidații Partidului Social Democrat pentru funcțiile de deputat și senator în Parlamentul României și-au depus astăzi candidaturile. Alături de propunerile de candidatură, socialdemocrații au adus și peste 16.000 de semnături ale cetățenilor din județul nostru. PSD Mehedinți propune oameni bine pregătiți cu experiență, care au dovedit în ultimii ani profesionalism în domeniile de activitate în care au activat, pentru a reprezenta județul nostru în Parlamentul României. PSD Mehedinți și-a stabilit candidații pentru alegerile generale din 6 decembrie. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și-a manifestat susținerea și încrederea pentru reprezentanții județului nostru în viitoarea legislatură parlamentară. Am depus astăzi din partea PSD Mehedinți candidaturile pentru Senatul României și pentru Camera Deputaților din Parlamentul României în perspectiva alegerilor parlamentare din data de 6 decembrie. Am propus mehedințenilor o echipă de oameni serioși, competenți, care le vor reprezenta interesele în Parlamentul României. Pe de o parte, avem în echipa PSD Mehedinți oameni cu experiență, oameni care au activat în Parlamentul României, în Guvernul României, guvern care a adus în județul Mehedinți cele mai mari investiții din fonduri guvernamentale și din fonduri europene din ultimii 30 de ani. Pe de altă parte, am propus și oameni noi, oameni din diverse categorii socioprofesionale, profund implicați în administrația și în viața socială în județul Mehedinți. Am încredere că cetățenii județului Mehedinți se vor prezenta la vot pe data de 6 decembrie și că vor acorda votul de încredere candidaților pe care noi îi propunem din partea PSD Mehedinți, așa cum au avut încredere în noi și la alegerile din 27 septembrie și au votat candidații propuși de PSD pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul nostru. Urez succes tuturor colegilor mei, candidații la aceste alegeri parlamentare și îi asigur că voi fi alături de ei în toată campania electorală. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a atenționat viitorii parlamentari socialdemocrați din Mehedinți, transmițându-le clar că nu trebuie să uite de cetățeni și de partidul care i-a ajutat să ajungă acolo. Urez succes garniturii de parlamentari propuse de Partidul Social Democrat. Sper să nu-și uite menirea aceea de a fi cureaua de transmisie între populație, între cetățeni și Parlamentul României, Guvernul României, să fie mult, mult, spun eu, mai apropiați de oameni, să fie mai prezenți în mediul cetățenesc, pentru că de multe ori se uită cine îi trimite la București și e important să fie prezent, să fie lângă oameni. Și mai e un aspect la care eu țin ca om de partid și de 20 de ani să rămână în Partidul Social Democrat, partidul care le-a dat girul și îi sprijină să ajungă la această demnitate extraordinară, aceea de parlamentar român, de reprezentant al cetățenilor. Și noastră am avut sincope, sperăm că nu le vom mai avea. Avem o garnitură, zic eu, care îmbină experiența cu tinerețea unora dintre candidați. Sunt și doamne pe listă, aveți și oameni care au lucrat în presă, deci înseamnă că și pentru cei dintre noastre care vor să facă politică, PSD-ul poate să fie o platformă și e important să le acordăm tot sprijinul nostru. Noi suntem pregătiți, organizația, atât organizația municipală, cât și organizația județeană, să redăm girul, să-i sprijinim în această perioadă dificilă de campanie. Sper ca după 6 decembrie și ei, la rândul lor, să ne sprijine în proiectele și demersurile pe care le avem la nivel de comunitate. Le urez succes tuturor! Lista pentru Senatul României este începută de către actualul senator Liviu Mazilu, care a dovedit în ultimii 4 ani un interes deosebit în rezolvarea problemelor județului nostru, punându-și experiența și influența politică în interesul mehedințenilor. Principalele obiective ale noastre sunt să creștem calitatea vieții mehedințenilor, iar o garanție pentru acest lucru este faptul că atât eu, cât și Alin, Cornel și Ionuț provenim cumva din administrația locală, fiecare dintre noi am lucrat, fie la Consiliul Județean, fie la primărie, fie în calitate de consilier local, județean, și știm cu problemele în detaliu cu care se confruntă mehedințenii. Pe lângă toate aceste aspecte,
și anume obiectivul principal de a susține programele Partidului Social Democrat, programele administrațiilor locale ale tuturor primăriilor din județul Mehedinți, programele celor care au câștigat respectul mehedințenilor și votul acestora la alegerile din 27 septembrie, acesta este principalul obiectiv, să susținem obiectivele asumate de cei care au câștigat aceste primării și, evident, președinția Consiliului Județean. Pe lângă toate acestea, evident, că programul Partidului Social Democrat, un program generos, un program făcut pentru oameni, pentru cei în nevoi, pentru cei care au mai mare nevoie de susținere socială, ne va avea pe noi printre cei mai fideli susținători. De aceea cred eu că mehedințenii vor fi și de această dată alături de noi. Lista continuă la Senat cu Delia Râmnicianu, o jurnalistă cunoscută în județul nostru, o bună profesionistă care a luptat pentru o corectă informare a mehedințenilor și a militat mereu pentru echitate socială. La Camera Deputaților, lista începe cu Alin Chirilă, tânărul mehedințean care împreună cu președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a reușit să atragă investiții de milioane de euro în județul nostru atunci când a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Dezvoltării. Sunt convins că atât timp cât am reușit să aducem multe proiecte și investiții în județul Mehedinți, sunt convins că vom putea aduce aceste lucrări și proiecte mai departe. Sunt convins că întreaga echipa PSD Mehedinți și viitorii parlamentari vom atrage cu alte proiecte în beneficiu cetățeanului, precum și să rezolvăm anumite lipsuri care până acum încă nu am reușit. Va fi un mandat pentru mehedinți și pentru toți mehedințenii. Cornel Folescu este următoarea propunere a Partidului Social Democrat pentru Camera Deputaților. Acesta vine în spate cu o vastă experiență administrativă, fiind cunoscut drept o persoană foarte implicată și devotată intereselor oamenilor, care cu siguranță va reprezenta și în Parlamentul României cu succes interesele mehedințenilor. Vreau să vă spun în egală măsură că este onorant pentru mine să fiu desemnat ca și candidat al Partidului Social Democrat pe un loc eligibil la Camera Deputaților și, în egală măsură, să-i asigur pe cei care sper că ne vor vota că voi rămâne același om alături de ei, același om care știe să facă administrație, așa cum spunea domnul primar, și eu consider că noi trebuie să fim pureaua de transmisie, liantul dintre populație și legislativul României. Pe locul 3 se află actualul senator Ionuț Sibinescu, urmat de secretarul executiv al tinerilor social-democrați Cojocaru Nicu Alexandru. PSD Mehedinți a promovat pentru funcțiile de parlamentari buni profesioniști și oameni capabili să conducă Mehedințul pe drumul cel bun, alături de Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți și președinte PSD Mehedinți.